Absolvenții de gimnaziu care au susținut evaluarea națională au aflat astăzi rezultatele finale. În timp ce unii s-au bucurat în urmare corectării lucrărilor, alții au fost dezamăgiți de faptul că le-au fost respinse contestațiile. Prima oară când am venit mă așteptam să iau o notă peste 8, dar când am văzut 6-7-10 am zis că leșin, pentru că era imposibil să fi greșit atât. Și în urma contestației am luat 7-50. Sincer, mă așteptam la un 8, să zic, dar... Nu știu, oricum subiectele au fost foarte grele în această față de ultimii 3 ani. Chiar am vorbit cu mama în caz de nici la contestație nu iau nota dorită să cer recorectarea lucrării. Poate chiar cu profesorul de română sau cu altcineva din școală. Am făcut contestație la română, de la 8.60 mi-a ridicat la 9.70, sunt foarte fericită. Am avut câteva sinonime pe care nu le-a luat în considerație din cauza baremului și acum cred că... au luat și celelalte variante? La limba română. Am obținut 8.70. Și în urma contestației? 9. 6.30 la română am făcut. Și am luat 6.40. Am fost respinsă. Am făcut contestație la română și în urma contestației mi s-a mărit nota. Până la 8.50, de la 7.35. Am făcut contestație la română și mi-a mărit-o de la 7.40 la 7.90. Din cele 354 de contestații depuse la limba și literatura română, 202 au primit note modificate, 177 dintre lucrări fiind în favoarea elevilor, iar la matematică, din 126 de contestații, doar 33 de lucrări au avut note modificate, dintre care 28 fiind majorate. Ca urmare a acestor rezultate, procentul de promovabilitate în județul nostru a crescut de la 71,95% la 72,14%. Că la limba română avem un procent al notelor peste 5 de 77,54%, la matematică procentul notelor peste 5 este de 70,09% și per total procentul mediilor peste 5 este de 72,14%, sensibil mai mare față de cel inițial care a fost de 71,95%. Iată că în urma acestui examen au mai fost câțiva elevi care au reușit să își mărească notele, une chiar peste 5. Au fost și cazuri în care diferența dintre prima și cea de-a doua evaluare a fost mai mare de 1,5 puncte, iar în aceste situații s-a solicitat o a treia corectură, situații întâlnite mai ales la limba română. Cele mai multe cazuri au fost soluționate în favoarea elevilor. O să vedem în zilele care urmează, după ce trecem și de acest examen, o să solicităm puncte de vedere din partea corectorilor care au micșorat nota, să vedem care sunt argumentele acestora. Și, repet, ne bucurăm că elevii au primit până în final nota pe care o meritau. Noi avem o procedură în cazul în care nici în această situație, în urma contestațiilor, părinții nu sunt mulțumiți de rezultat. Aceștia pot să își vadă lucrarea elevului pentru a se convinge până la final că notarea a fost una cât se poate de obiectiv. În perioada următoare, absolvenții de gimnaziu care au promovat evaluarea națională se pregătesc pentru admiterea computerizată la liceu.